Comuna Bustuchin a fost marți 24 martie 2015 gazda unui simpozion cu participare internațională, care a avut drept scop prezentarea unui model de bună practică pentru comunitățile locale din zonă în privința unei agriculturi organizate prin asocierea producătorilor în cooperative. Ne-am invitat din Spania, din Catalonia, un președinte care, cooperativa dumnealor, are 100 de ani de viață și de 21 de ani președinte. Și astăzi va fi în mijlocul nostru, în mijlocul celor care vor răspunde la invitație, pentru a ne da informații și a ne spune că și Spania, ca și toate țările din Uniunea Europeană, au trecut prin ce arte cu noi și prin informații pe care le vom primi, sigur să căpătăm încredere în noi, iar noi, la rândul noi, să transmitem informația în comunitățile noastre și să-i facem pe oameni să înțeleagă că trebuie să cultivăm terenurile și aici astăzi se va referi mai mult pe plantații de mură, plantații de zmeură, adică problema plantațiilor care se pretează la terenul nostru din zona de deal. Vor primi și consultanță în continuare dacă se vor hotărâ să acceseze fonduri? Da, știți bine că noi avem și asociația Eurohouse, am avut multe proiecte, chiar un proiect european, unde pregătim vreo 7 tineri pentru a putea să asigure consultanță pentru acei cetățeni care totuși capătă încredere și care doresc să-și muncească terenurile și să facă o afacere. La întâlnirea primarilor și a localnicilor din zonă cu reprezentantul agricultorilor din Catalonia, au participat și specialiști din cadrul instituțiilor care gestionează fondurile acordate fermierilor din România, precum și din alte instituții menite să le acorde sprijin. Măsura 4.1 se referă la investiții în exploatațiile agricole, atât în sectorul vegetal cât și în sectorul zootehnic. Deci, înființarea de ferme vegetale, înființarea de ferme zootehnice, dotarea acestora cu toate echipamentele, la fermele vegetale, tractoare, mașini agricole, la fermele zootehnice, tot ceea ce trebuie pentru activitatea din zootehnie. Sumele alocate sunt destul de mari. În cultura mare, deci în vegetal, suma maximă pe proiect este de 1.000.000 de euro, iar în zootehnie este 1.500.000 de euro. Rog pe prietenul nostru din Catalonia, are un microfon în față, are calator care este concetățeanul nostru de aici și ne bucurăm că n-am fost nevoie să mai importăm un calator și că l-avem aici. Vedeți cât e de bine. Și aș vrea să încerce să ne explice și să ne facă să înțelegem că și la ei a fost greu, și pentru ei a fost greu, că și ei au plecat dintr-o nebuloasă, că și ei au plecat de undeva de nu credeau și nu aveau încredere în ei. Cum suntem noi, de fapt, astăzi? Și că s-a putut ajunge aici unde sunt ei. În fiecare comunitate din Spania avem o federație de cooperative. În Catalunya, în federație suntem 227 de cooperative, avem 35.000 de asociați producători, dar dacă vedem asociați ce nu produc și beneficiază de serviciile oferite de către cooperativă, putem să ajungem la 70.000 de familii ce o să depindă de cooperativele, ce depind de cooperativele din Catalunya. Avem 4.814 muncitori pentru cooperativele, pentru cooperativă. Facturăm 19 milioane de euro al an. 1.519 milioane de euro pe an. Participanții la simpozion s-au arătat interesați să afle cât mai multe despre funcționarea cooperativelor din Catalonia, dar și despre produsele agricole specifice acestei zone geografice.